Bună dimineața, doamnă, bună dimineața, domnule. La mulți ani, Crăciun fericit, tot ce vrei, dar, ca să nu mint, îți spun că emisiunea asta, de fapt, e înregistrată. Pentru că și eu mă duc acasă și eu am Crăciun, ca și tine, doamnă, ca și tine, domnule, și mă duc la țară, la zau. Dar, musai să-ți arăt o chestie super faină. Ce poate deveni o tinichigerie? La un moment dat te gândești, bă, de asta avem destule. Da? Nu, hai să-ți arăt ce nu ai. Și mergem la domnul Gheorghe Găpușan, domn pentru voi, pentru mine Ghiță. Servus, bine te-am găsit. Servus, bine vine la noi, da, Dumnezeu vine. Hai să-mi arăți niște lucruri super fain. Te rog, frumos. S-a adus Moș Crăciun un microfon, că mie mi-a înghețat mâna și am zis că măcar o mână să-mi bag în buzunar. De mult n-am avut un microfon, mulțumim, tare fain. Ok, hai să vedem. Eu așa ceva n-am mai văzut niciodată. Ador să stau într-un loc ca ăsta, încerc să fac și eu acasă la mine așa ceva, m-a găsit toți prietenii râd de mine, că eu de-abia după ce m-am însurat, am schimbat primul bec, la 2 ani după ce m-am însurat. Nu știu să fac nimic. Eu îți mulțumesc mult că ador, eu le-am și făcut. Uite, hai să vedeți oameni ce e aici. Chestii super faine, super simple, îți de ale noastre, și române și ungurești, din Transilvania. Uite, asta e din Giula, cred că e din Ungaria. Nu. Nu? Aia, Giula, e, nu-i Ungaria aia. Aia e o firmă. Dacă citiți, pe ea scrie Giuva Ergiu în românește, Oroni Müves în ungurește, Iuliu numele meseriașului în românește, Giulo în ungurește. Aia Leber firma și o am din pod de la Florin Piersic, că i-am acoperit casa acum vreo 10 ani aproape și trebuie aruncată la gunoi. 1884 și înainte de... asta. Cred că e cam un... după primul război mondial. Lucruri foarte faine. Aici, iară, sunt ceea ce și-ar dori orice om. Povesteam înainte cu o prietenă și ziceam, bă, ce mi-aș face o casă de aia cu târnați, cu prispă. Și ziceam, bă, dar alea sunt faine de mers în vacanță, nu de locuit. Și acum am dat seama totuși că sunt mai faine de locuit decât să merg numai în vacanță, să vii după aia în căsoiul, în vilocul, în apartament și să stai ca un câine lângătoare. Eu vreau să vă spun că asta e zona noastră de stat în cursul anului, aproape 7-8 luni. Dacă nu 9 luni aici stăm, aici ne gătim, plita asta e din pod, de la domnul chirurg, fostul chirurg Nana, marele chirurg al Clujului, și am primit-o cadou de la fiul său. Are și aia o vechime și o istorie, plita aia. Pentru plita aia am făcut cuptorul ăsta aici, masă. Și l-ai făcut cu mâna ta? Da. Și l-am culut și am vrut să pun o piatră, cineva mi-a zis, lasă-l așa pentru că e mai valoros așa cu culut. Am văzut și cuptorul. E primul lucru de care am întrebat. Avem și un cuptor. L-am copiat din cuptorul, forma și dimensiunea cât am putut. E din Poșaga, după Valea Rieșului. Mi-a fost foarte drag când am văzut spatele și cum lucra într-o zi o femeie scotea pieta din cuptor. Ridică, așa? Foarte fain. I-am zis la nevastă mea că aș vrea să-mi fac ceva așa ceva în casă și aș vrea să dorm pe prag. Aș vrea să vă arăt aici, noi românii tare mult alergăm după mici și după grătare. Dar mici și grătarele să fac, uite aici, nu vă puteți imagina cât de sănătos și cât de fain arată acolo. Gram de fum nu iese. Nu vedeți acolo fum ca la cuptorul de pită românesc. Și aici facem noi vara grătare. Bere acolo... Mâncare aici. Foarte fain. Hai să mergem mai încolo. Ca să vedeți. Niște chestii super faine. Sper să fie lumina așa cum trebuie, dar acum asta este. Nu suntem în platou, să avem nu știu ce lumină. Toate astea, invitatul meu le-a găsit. Pe arătură, pe aici, pe zona asta. În grădină. În grădină. Ce sunt astea? Hai să vedem. Toate obiectele astea, după cum ne-au spus cei de la Muzeul de Istorie Cluj, au spus că sunt niște obiecte din epoca bronzului și epoca neolitică. Aici se pare că a fost un vas, asta e buza vasului, asta e fundul vasului și aici e niște bucăți de cărămidă dintr-o casă veche, se vede locul unde a fost nuiaua, o la foc și a rămas cărămida, adică lutul bătut pe nuiele, pe petitura de nuiele. Foarte vechi sunt și alea, absolut toate sunt extraordinare. Și asta? Astea sunt pentru industria lânei și a cânepii. Auzi,
N-ai o chestie de asta mai mare, că am un dron la București și n-ai cu să cin... trebuie să stea cineva pe Nu. Am nevoie de 588 de țepe de astea. Am mai multe. 588 dacă îmi dai, am, ok. Am. Că îți le dau rezolv. Cu plăcere. Am vreo 10 de astea și au atâtea țepe. Ok. Eu am înghețat. Hai să merem în casă, că ne-o prinde ăștia la colindat și în loc de German și Ghiță ori vedea două blocuri de gheață. Și așa zic ăștia, că n-am suflet când vorbesc de 588. Da. Hai în casă. Am ajuns în casă, stau lângă Război de Tort 1950, când încă se mai întorcea. Hai să-mi zici niște povești, că practic eu asta caut, povești. Ăștia sunt de sagii? Asta e o pereche de desaj. Le-am primit de curând de la o familie din Comuna Florești, de unde sunt eu deloc. Județul Cluj. Județul Cluj, și ăștia au făcut foarte mult naveta între Florești și Cluj pe jos, înainte de a fi autobuz. Autobuzul s-a băgat în 57 și ăștia au umblat foarte mult pe jos Florești-Cluj. Deci cu asta mergeau. Cu asta mergeau. M-a arătat un cenușer. Eu am crezut că cenușerul e chestia cu care ștergi farfuriile, dar nu e așa. Da, ăsta e un cenușer. L-am primit de la o familie din Căianu Mare, județul Bistrița. El se punea pe ăsta ciubări deasupra, sub el, adică în ciubări erau hainele de in și cânepă. Se punea ciubărul, se punea pe ăsta ciubări cenușerul ăsta și se turna apă fiartă peste cenușa. Și rezulta o reacție chimică care se numea, nu știu exact cum, dar în orice caz sunt sigur că toate hainele astea albite din inci și cânepă, datorită reacției chimice, de sub cenușer, sunt hainele așa albe. Și încă se mai vede urma de cenușă. Urma de cenușă. Asta e mare lucru, mare lucru. O să-l invităm imediat și pe domnul Tudor Sălăgean, directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Dacă vreți, acest război, cineva a vrut să-l arunce la gunoi, eu am avut altul și îl mai am, dar eu l-am luat imediat, că mi-a plăcut cum arată, nu-i pe orizontală, e pe verticală și e extraordinar. Vreau să vă spun că o mare instituție a statului român, acum câțiva ani buni, a vrut să-l arunce la gunoi și eu l-am recuperat. Da, pe statul român nu asta face. Un pic de istorie. Eu abia aștept să se arunce statul român pe el însuși, la gunoi. Hai să vă arăt o chestie. Acum vreo 3 luni mă sună tata și îmi zice, mă copile, nu e pentru la anul o chestie de aia, că am văzut eu la nu știu ce supermarket, să planteze cucuruzul. Și nu i-am găsit. Am găsit numai pe ceva site-ul prin Germania, așa ceva, așa că tată, ți-am găsit. Asta e un plantator de plantat porumbul pe rând, bob cu bob. Dacă țineți microfonul, pot să vă arăt și cum funcționează. Deci se împlântă în pământ, se deschide, cade bobul, îl ridici și pământul s-adună imediat după el. Și bob cu bob. Și vă închipuiți un țăran, un hectar, cam în cât timp îl făcea bob cu bob. Da, dar creștea tot cucuruzul. Da, și era adevărat. Nu. Așa e drept. Mă duc la Tudor Sălăgean. Bine că ne-am regăsit. Doamne ajută! Doamne ajută! Numai chestii faine aici. Un muzeu extraordinar, făcut de un om extraordinar, care ne arată că trebuie să facem mai mult pentru a aduce tradițiile la oraș. Acolo unde sunt oamenii, acolo trebuie să afle și tradițiile. Și iată că domnul Căpușan face acest lucru extraordinar, fără susținere, o face fiindcă așa îi place lui, fiindcă așa îi este drag lui de tradiție, de învățăturile strămoșești, și iată că face un lucru cu totul și cu totul special. Suntem la Sopor, sunt 6 km până la Cluj. 4 km până la troleibus. 4 km până la troleibus. No, suntem practic în Cluj. Aproape în oraș. Practic în Cluj, da. Deci se poate. Este intravilan Cluj aici, toată zona asta e intravilan Cluj. N-avem drum, că o altă chestiune, da? Ca să nu creadă lumea că ne aflăm într-un vârf de munte izolat, unde omul și-a adunat chestia asta să se amintească, nu-i așa, în clipele de singurătate. Nu, suntem în Cluj. În Cluj, sub dealul Feleacului, muzeul se va numi, cum se va numi? Poarta de sub Feleac. Tocmai pentru că ne aflăm sub dealul Feleacului. Și a fost o revelație pentru noi, pentru mine, pentru colegii mei de la muzeu, să descoperim această colecție extraordinară și
vom face tot ce va ține de noi pentru a sprijini, pentru a promova acest muzeu în momentul în care se va constitui, se va deschide, pentru că el de fapt este constituit. Acum mă gândesc, oare câte din covățele astea, din goroaiele alea, din lopătaiele alea, s-au aruncat? Numai pentru că cineva zicea, ce să fac eu cu astea, că rămas de la buna și mă încurcă. Asta de unde le aveți? Foarte multe donații, una sau două am cumpărat-o, mai am încă, o să vă arăt o groapă unde reparam mașina și în groapa aia am o grămadă de obiecte, că nu am spațiu, am vreo 2000 de obiecte, poate că o să vă surprindă imaginea aia, dar obiectele astea multe sunt donate și cu suflet. Eu am o singură rugăminte, celui care îmi dă ceva să-mi dea cu drag și cu suflet. Dacă mă uit în ochii lui și nu îmi dă cu drag și suflet, nu primesc, pentru că eu aduc aici o parte negativă, eu așa simt. Dar nu cred că există un om care să vină să dea la nu muzeu. Puneți întrebarea așa, nu. Nu cred că există un om care să recupereze așa ceva, să nu fie cu inima. Extraordinar este aia care dau, să știți. Românii au un mare suflet. Pe de-aia zic. Eu mi-am amintesc acum dintr-o astfel de, nici nu pun mâna pe el, dintr-o astfel de chestie, beam apă când eram copil. Din asta să bea apă când se duce la hotar. Așa. La sapă mai ales. E ușor cu... De aici să bea apă. Știu, așa beam și eu. Când aveam 7-8 ani, de la buna... Fiecare, dacă vreți, fiecare obiect are istoria lui. De unde l-aveți ăsta? Ăsta l-am de undeva din Suatu. De la o familie care stătea în marginea pădurii. De la Părăoan, așa îi zice. Eu vreau să folosesc mult ciufala. Eu sunt a pilului din Florești. Sabin, nu știu a cui de la el din sat, dar ăsta i-a luat părăianul. A părăianului. Vedeți că lucrurile astea, noi ne uităm la olandez, că ea spun vandăr, nu știu cum, și noi nu suntem capabili să ne folosim ciufala. Eu a cui? Eu nu întreb Sabin, că eu nu știu. Eu știu că s-a pilului din Florești. Știu, alu Traian, alu Dina. Ce frumos! Mare lucru să recuperez chestiile astea. Extraordinar, și asta am insistat și noi în discuțiile noastre cu domnul Căpușan, să înceapă să-și sistematizeze această colecție, pentru că toată domnia sa știe povestea fiecărui obiect. Nu, fii atent, îi tot zice domnia poveste... sa, și acum îl iau și eu cu domnul, mai ia și el cu domnul, că tot zice domnia sa, că ne domnim. Păi de ce să ne domnim? Dacă eu săran, el e țăran. Bine. Vezi unde era intelectualul. Deci, domnul Căpușan, Ghiță Căpușan, știe istoria fiecărui obiect. Această istorie trebuie să ajungă și la cei de peste 100 de ani, pentru că sperăm ca această colecție să fie păstrată cel puțin până atunci. Și atunci, aceste istorie trebuie consemnată. Trebuie consemnată, dar acum sigur că am avut această discuție și suntem convinși că muzeul va fi foarte bine pus la punct. Da, am făcut deja un registru special, o să notez după, încerc să aduc, nu știu dacă voi reuși, dacă nu, eu cu mâna mea, să aduc studenți de la Facultatea de Istorie și să facă practică în iarna asta, după examenele lor, să facă practică. Uite, văd acolo o chestiune, am văzut-o în Bavaria, la un amic care se ocupă cu tot ce înseamnă tradiție în Europa Centrală și de Est, Europa Centrală, zice el. Asta este ăsta are un despălat. Nume extraordinar, să vă dau denumirea lui. Să nu cumva să-i spuneți Whirlpool, că asta e pentru spălat haine. Și se numește Mangalău. 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 Seamănă și cu dacă căcărău. Vă uitați la ăsta, și ăsta e tot Mangalău, dar sărăcia, vedeți, l-o tăiat, ea îl păstrez, așa arăta el întreg. Și sărăcia, femeia l-a crăpat și o folosi mai departe, că nu a avut bani. Și atunci omul se descurca, simplu. În Bavaria am văzut așa ceva, cumpăraseră oamenii de acolo câțiva, dintre astea cu zeci le-am văzut. Și am zis, bă, dar de unde l-aveți? Din România. Din Siebenburg, nu vostru, din Transilvania. Și am zis, nu, mare lucru că le-ați luat. Face, păi le-am luat pentru că ai voștri le cam aruncă, din câte am văzut eu. Îmi zicea omul de acolo, și pentru noi, noi am luat cu 10 euro, cu 15 euro, așa ceva, și pentru noi înseamnă mai mult, decât, mai mult decât poate... Mari valori a unui popor. Corect. Aia nu-s bani. Dacă voi le aruncați,
preferăm să le cumpărăm noi. Asta mi-au zis. Am văzut după aia, într-adevăr, acum începem să le punem și noi în valoare. Cum mergi către Oradea, mai găsești pe marginea drumului la izvorul Crișului. Da, așa e. Și m-am uitat chiar la prețuri, vindea cineva la 70-80 de lei. Am zis, hopa, încep românii să se deștepte. Dacă există și români care să le cumpere numai ca să le recupereze, nu că n-au ce să facă neapărat cu ele, de frumusețe și de istorie, mă, începem să ne deșteptăm și nu fi noi îi mai proști din univers. Și ce mare lucru. Aici deja am ajuns la 588. Cu asta, da? Eu le tănumăr. Eu am aici o mașină de tors foarte veche. Dacă o priviți așa, ia uitați-vă la ea. Dacă țin eu microfonul. Ia uitați-vă la ea și funcționează. Nu mă prea pricep eu. Uitați că aici e făcută de mâna omului. Nu-i din bardă, dintr-un lemn, dintr-un copac. Extraordinar de elegantă, dacă o priviți. Degeaba ajungem noi în mijlocul Londrei dacă nu ajungem cu ce trebuie. Cu picioarele noi. Cu ce trebuie. Noi mergem cu alba neagră. Da, noi mergem cu... Nu mai vreau să spun cu ce. Ai drept. Nu zic că mă amendează, că e ziua de Crăciun. Am acolo un jug. 1954. Uitați-vă ce ornament pe el. Din comuna Cojocna, de la o familie de unguri. Eu mă felicit singur că am dat de el și l-am adus aici. Ce foarte fain. Da, mai am juguri. Am patru cari aici și am o căruță care a folosit-o aici, în zona asta, Imperiul Austro-Ungar, de păzea granița. Are o feronărie în ea, de nu vă vine să credeți. Lemnul e cam distrus. Mi-am cumpărat două utilaje ca să mă apuc de tâmplărie, dar e o meserie care nu... Și poate că cu timp o să găsesc un meserar să mă ajute să pun căruța aia Imperiului Austro-Ungar, să o vadă cineva. Da. Că e grozavă. Granița a fost aici. Nu, e o istorie adevărată. Care granița din 1940 până în 1944. A, de la Feleac. A, de la Feleac, da. Da. Deci dintre Ungaria și România. Sunt mulțumim de chestii faine. Mult. Un tulnic de Horezu, 1914. L-am găsit în marginea drumului să vindea. 1914 și se vindea pe marginea drumului. 1914 scrie pe el. Și se mindea pe marginea drumului. Pe marginea drumului, acolo l-am găsit, la Horezu, am cumpărat două farfurii și un tulnic. Super tare. Eu acum recunosc că-s vulnerabil, pentru că așa ceva, bine, la altă scară, mult, mult, mult mai mică, încerc să recreez acasă. Acasa asta pe care o fac. Cu cuptor și veți reuși. Reușesc. Reușiți. Și dacă mă pune nevasta să dorm pe prag. Uite, vreau să vă mai arăt, că tot discutam de mangalău ăsta, vreau să vă arăt aici niște scule. Se numesc plivitoare. Deci toate chimicalele astea care se folosesc astăzi în agricultură s-ar putea arunca. Cu unul din ăsta intrai în lanul de păiose, băgai la rădăcină, tăiai tulpina, cădea jos și o lăsai acolo. Și intrai numai în lan. Chimicale. Ce să facem noi cu chimicale? Așa, o bâtă cu un pic de fier. Cu o tablă rămasă din capătul unei coase, ascuțită și Doamne ajută-i. Și n-aveau burieni. Și acum importăm din China chestii care costă 1000 de lei că trebuie suntem, să iei burienile. Că suntem buni. Foarte buni suntem, atât de buni suntem. De-aia e important că suntem buni. De-aia râde lumea de noi că de buni și suntem. Poate ar fi cazul, zic eu, domn director, poate ar fi cazul că încet, încet să existe o strategie de asta. Eu văd așa. Un minister al culturii care pur și simplu să aibă, nu știu, un tip care să înțeleagă lucrurile astea. Nu un birocrat de la care vine, bă, vouă vă dau atâta bani, vouă nu vă dau atâta bani, acum mi-am tăiat mie și am dat la nu știu ce. Nu, un tip care să poată să vine la Ghiță și zice, dragă Ghiță Căpușan, eu, ministrul culturii, am venit să văd ce ai aici. Mă, cum facem să existe chestii de astea mai multe? Acolo la Mera, sătenii și-au făcut muzeul bivolului. L-am văzut. Bijuterie. Foarte tare. Sunt chiar mai multe muzee în localitatea Mera. Este o localitate care își păstrează tradiția la SIG. De asemenea, sunt case amenajate ca muzee etnografice. Este la Răscruci un muzeu extraordinar. Iată, comunitatea maghiară din România are, se pare, un respect mai mare față de aceste valori.
De altfel, din câte știu, în județele Harghita, Covazna, etnografia este predată ca materie opțională în școli, și la ceea ce de așteptăm ce să se extindă și la noi. Dar există exemple foarte bune. Iată județul Alba. Județul Alba, de 8 ani încoace, are un program de creare a unor muzee etnografice în fiecare comună. S-au înființat până acum mai multe zeci de muzee, nu știu să vă spun exact, peste 50. 31 dintre acești responsabili de muzee sătești au venit în această toamnă la Muzeul Etnografic din Cluj la un schimb de experiență care a fost extraordinar, a fost o întâlnire extraordinară. Deci iată un Consiliu Județean care are un program susținut, care face progrese de la an la an, care a întâmpinat și diferite dificultăți, pentru că nu este simplu să creezi un muzeu de acest tip de la zero. Apar probleme de conservare, apar situații în care este schimbat microclimatul, în care sunt păstrate obiectele, sunt obiecte foarte sensibile. Deci apar probleme de această natură, dar iată că de la an la an cei din județul Alba găsesc soluții pentru a le rezolva și fac progrese. Și sigur totul ține până la urmă de comunitate. Deci acolo unde comunitatea își dorește să aibă acest muzeu, să păstreze tradiția, acolo muzeul funcționează, având și sprijin. Acolo unde comunitatea nu este extrem de preocupată, pentru că sunt diferite tipuri de comunități, acolo sigur că muzeul nu pare foarte viabil. Eu am mai văzut, mergeam la un moment dat spre Beiuș anul trecut, pe la Alejde, am mai luat-o către Oradea. Și am văzut, în dreapta cum mergi, nu mai rețin satul, muzeul Casa Proverbelor. Omul ăla, probabil, mulți s-au uitat la el așa, cam câși ce vrea omul ăsta pe aici, și-a făcut pur și simplu o Casa Proverbelor și copiii din sat pot să meargă să vadă ce înseamnă leneșul mai mult aleargă sau cine se scoală de dimineață ajunge mai departe. Pur și simplu o simți el nevoia. E o nevoie culturală. Ai un fundament. Când vezi că... Dați-mi un proverb. Nu-i lucru ca și hodina, nici scaun ca și bufet. Aia e drept. Și nici nu pasăre ca porcul. Nici legumă ca și curcanul. Frumos. Sunt o grămadă. Nici beleaua ca sarmaua. Hai să facem... Doamne și domnule, știi ce fac acum? Mă duc să fac o pauză de cafea. Pentru că sunt români și pauzele lungi și dese, cheia marilor succese la cafea, băieți.